Vă salut! M-ați întrebat mulți dintre voi în comentarii după clipul de ieri legat de posibilitatea de a lua sau nu un credit în această perioadă despre piața imobiliară. Ce se va întâmpla în continuare? Cei care spun că se va prăbuși sau va crește așa în mod direct și radical, din punctul meu de vedere, furnizează informații neadevărate. Trebuie să fii mama Omida astăzi ca să spui ce se va întâmpla mâine pe piața imobiliară. Însă, poți să arunci o privire și să construiești niște scenarii. Este clar că la orizont vom avea o criză, mulți dintre mari economiști spun chiar fără precedent. Marea problemă este că instrumentele cu care statele luptau de obicei împotriva crizei, și anume aruncatul banilor în economie, s-au cam epuizat. Inflația este foarte sus, dacă vii și arunci bani în economie, ca și cum ai pune gaz pe foc. Prin urmare, ăsta este marele pericol, nu neapărat criza, ci instrumentele extrem de limitate de a lucra cu această criză. Și acum, există, din punctul meu de vedere, cel puțin două scenarii. Piața imobiliară va crește extrem de moderat sau va stagna dacă vom avea o criză pe care o vom depăși relativ bine și vom avea scăderi mici, probabil până în 5, maximum 10%, dacă vom avea o criză mai dură. Nu vom mai avea scăderile spectaculoase de 50-60% pe care le-am avut în 2008. Există și o explicație foarte logică. Prețul materialelor de construcție a crescut atât de mult încât cei care construiesc în perioada asta, 2021-2022 și în 2023, nu își vor permite să reducă, indiferent de criza care va veni, prețurile mai mult de 10%, așa cum spuneam un pic mai devreme, pentru că ar ieși în pierdere. Acum, legat de criză, ce se va întâmpla? Rămâne de văzut. Imaginați-vă că economia europeană, până la urmă, e ca un vapor. La orizont vedem nori negri. Putem ieși din furtuna pe care o vom traversa cu siguranță în perioada următoare, ușor avariați, sau putem ieși bine zdruncinați de furtuna asta. Funcție de criza pe care o vom avea în perioada următoare, vom avea cele două scenarii, așa cum o spuneam un pic mai devreme, ori o creștere ușoară 1, 2, 3, 5% maximum, ori dacă vom avea într-adevăr o criză foarte puternică, în condițiile în care oamenii nu vor mai avea bani de achiziții, posibil să vedem o scădere de 5-10%, pentru că dezvoltatorii vor prefera să rămână cu proiectele nevândute o perioadă până când lucrurile își vor reveni.